Sarmale cu smântână, friptură cu murături oltenești, preparate din bucătăria rafinată a Franței, deserturi delicioase, dar și pâinea de vatră, toate aceste bunătăți s-au regăsit pe mesele viitorilor bucătari și patiseri din cea de-a 8-a ediție a concursului județean Fantezie în bucătărie. Am pregătit o gamă variată de produse de panificație și patiserie, și anume pâine în țest, cornulețe, chec, salam de biscuiți, turtoi și saleuri cu brânză. Per sofisticat preparat după masă, care este? Cred că este acela, cheesecake-ul. Și așa, ca fel de mâncare, cred că preparatul băieților de acolo. De data aceasta, emoțiile participanților au fost mult mai mari, fiindcă preparatele lor au fost jurizate de un masterchef, Radu Zărnescu. Acesta, pe lângă note, le-a dat și sfaturi prețioase despre plating. Orezul am tras la tigaie cu puțin unt și cu parmezan. Sare, piper pentru gust. Și lava cake-ul l-am topit ciocolata moruie la aburi cu puțin unt. Două gălgănușuri, două întregi, făină, le-am bătut cu mixerul, apoi am adăugat un praf de sare, zahăr, le-am pus în forme, le-am pus la răcit, apoi la cuptor 9 minute la 180 de grade. Acum dacă îl tăiem, curge? Ar trebui. Da, nu sunt sigur. E foarte frumos și îmi plac ambele, că vii, au culori. Singurul amendament este la acest platou, nu mai încărca așa de mult, deci nu trebuie încărca platoul până în margini. Ce mi s-a părut mie foarte interesant a fost faptul că foarte multe preparate le-au gătit corect elevii, ceea ce contează enorm de mult. Acum, bineînțeles că sunt probleme legate de raport, de dimensiuni, de coloristică, de înălțime, de grad de ocupare pe farfurie. Problema generală care... Eu zic că au înțeles-o, le-am transmis-o și au înțeles-o. Problema lor generală este modul de a expune pe farfurii. Anul acesta, la concursul județean Fantezie în bucătărie, au participat elevii de la 6 licee din județ, care s-au jucat atât cu culorile în farfurie, cât și cu gustul. În fiecare an, copiii noștri așteaptă cu nerăbdare această zi pentru a-și dovedi maestria în realizarea unor preparate gustoase și apetisante. Liceele din județ concurează pe profilul industrie alimentară. Cei de la economic suntem pe turism și alimentație, deci pe alimentație publică. Este un segment foarte important. Întotdeauna avem nevoie de o alimentație sănătoasă, toți ne dorim o alimentație sănătoasă și trebuie să facem ceva în acest sens. Astăzi are loc acest concurs județean de artă culinară, în cadrul căreia participă reprezentanții ai liceelor, al 6 licee din județul Olt și, bineînțeles, având și invitați bucătari de marcă, masterchef, care vor juriza și, bineînțeles, cel care a gătit cel mai bine va câștiga. La finalul concursului, elevii au putut participa la o demonstrație specială de profil susținută de masterchef Radu Zărnescu. Anul acesta, cei mai buni la bucătăria tradițională au fost desemnați elevii de la economic. Cele mai bune preparate după bucătăria tradițională au fost cele prezentate de echipa de la Liceul Teoretic Matei Basarab. Cel mai bun desert a fost cel pregătit de elevii de la PS Aurelian, iar la industrie alimentară, cei mai bine pregătiți au fost declarați elevii de la Liceul Tehnologic din Podcoava.